Suntem în Cartea Matei și pentru astăzi avem prezentată în text probabil cea mai mare nedreptate care a avut loc în Univers. În capitolele 26 și 27, Matei ne prezintă prinderea, judecarea și pedepsirea lui Iisus Hristos. Sunt multe tablouri ilustrate în cele două capitole și Cred că le cunoașteți. De aceea nu am să vi le prezint pe toate, dar aș dori să ne oprim asupra textului aflat în capitolul 27, începând cu versetul 39 până la versetul 44 și aș dori să privim asupra lui poate cu alți ochi. Imaginându-ne că suntem prezenți și noi la scena răstignirii Aș vrea să intrăm puțin în pielea personajilor care sunt în preajma crucii, după care să ne evaluăm credința și trăirea. Haideți să citim textul. Matei, capitolul 27, începând cu versetul 39. Trecătorii își băteau joc de el, dădeau din cap și ziceau, tu, care strici templul și îl zidești la loc în trei zile, mântuiește-te pe tine însuți. Dacă ești tu fiul lui Dumnezeu, coboară-te de pe cruce. Preoții cei mai deseamă, împreună cu cărturarii și bătrânii, își băteau și ei joc de el și ziceau: Pe alții i-a mântuit, iar pe sine nu se poate mântui? Dacă este el împăratul lui Israel, să se coboare acum de pe cruce și vom crede în el. S-a încrezut în Dumnezeu. Să-l scape acum Dumnezeu, dacă îl iubește. Căci a zis, eu sunt fiul lui Dumnezeu. Tâlharii care erau răstigniți împreună cu el, îi aruncau aceleași cuvinte de bat jocură. Avem în text mai multe categorii de oameni care își bat joc de Isus. Și textul nostru începe cu trecătorii, cu cei care din întâmplare trec pe lângă cruce, oameni simpli, probabil de toate categoriile, care privind întreagăt la scena crucii și culegând informații de la cei din jur, se implică și ei în eveniment. Vor să se afle și ei în treabă. Dar nu sunt normale cererile lor pe care le ridică? Prima cerere. Tu, care strici templul și îl zidești la loc în trei zile, mântuiește-te pe tine însuți. Iar a doua cerere, dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, coboară-te de pe cruce. Nu sunt logice așteptările lor, având în vedere afirmațiile pe care Iisus Hristos le-a făcut de-a lungul vieții. arată puterea și infirmă acum ceea ce ți se întâmplă. Dacă ești Dumnezeu, demonstrează nu numai afirmă. Preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii, au și ei același raționament. Pe alții i-a mântuit, iar pe sine nu se poate mântui? Un Dumnezeu neputincios? Cum să pricepem asta? Dacă este El împăratul lui Israel, să se coboare acum de pe cruce și vom crede în el. Nu este normală și cerința lor? Nu este corectă și compatibilă cu gândirea omenească? Dorim dovada de netegăduit, par să spună ei, a faptului că ești cine zici că ești. Așadar, acum. Coboară-te de pe cruce și vom crede. Nu e așa că bajocura lor pare să fie izvorâtă dintr-o așteptare extrem de întemeiată? Nu e așa că bajocura lor are la bază raționamente logice și valide? Zici că ești Dumnezeu, dar stai neputincios atârnat pe o cruce. Între cele două este incompatibilitate 100%. Imposibil de crezut. Întrece orice înțelegere pe care noi o avem despre un Dumnezeu atotputernic. Și scena răstignirii pare să dovedească atât de clar că Isus este un mincinos, încât și tâlharii, care nu au nimic în comun cu adevărul și cu cele spiritoare, trag aceeași concluzie. Până și pentru ei, Isus este vrednic de dispreț. Este vrednic de batjocură. Ce imagine! Toate categoriile sociale se prezintă cu aceeași logică. Toți iau propriile lui afirmații și le întorc împotriva lui. Aș dori, dacă puteți și cei de la Regie, să țineți pasul cu ceea ce afirm. Toate cuvintele celor care sunt în preajma crucii cer dovada. Dacă El este nevinovat, dacă El este Fiul lui Dumnezeu, dacă El este Mântuitorul, dacă El este cel iubit de Dumnezeu, vrem să fim convinși de acest lucru. Văzându-l că se de jos de pe cruce. Dacă el s-a încrezut în Dumnezeu, de ce nu-l scapă acum Dumnezeu? Aceasta era marea dilemă din mintea lor. Și Dumnezeu tace. Nimic. Nici o vorbă. Nici un semn decât tăcere. O tăcere apăsătoare și de neînțeles. De neînțeles nici de ucenici, nici de simpli trecători, nici de preoți, nici de cărturari, nici de bătrâni, nici de tâlhari. O tăcere neînțeleasă de nimeni sau mai bine zis, o tăcere interpretată de toată omenirea, ca fiind judecată dreaptă. Omul acesta moare ca vinovat. Dacă ar fi nevinovat, este imposibil să nu intervină acum Dumnezeu. Dumnezeul nostru, așa cum îl cunoaștem noi, drept, iubitor și atotputernic, este imposibil să nu facă acum ceva. Dacă nu-l dă jos de pe cruce, am aștepta ca măcar să vedem un fulger care îi trăznește pe cei care își bat joc de el. Un semn, oric de mic, care să dovedească că el este Fiul lui Dumnezeu. Iar cei care își bat joc de el nu au dreptate atât este de mare nevoia de demonstrație a faptului că judecata divină trebuie să intervină pentru a dovedi nevinovăția, încât unii regizori au prezentat o scenă în care ochii tâlharului care își bate joc de Hristos sunt mâncați de o cioară. Măcar atât, par să spună ei. Deși nu este consemnat nimic în scriptură despre așa ceva și după două mii de ani simțim aceeași nevoie în noi. Nevoia ca nevinovăția să fie demonstrată cumva de divinitate. Dar oare noi ce am fi făcut dacă eram în preajma crucii? Credeți că am fi reacționat diferit față de cei menționați în text? Rezemându-ne pe, rezemându pe credința că Dumnezeu nu poate permite unui nevinovat să sufere, că Dumnezeu este drept, bun și atotputernic, am fi cerut și noi, bat dovada nevinovăției Lui. Și dacă nu mă credeți pe mine, ascultați-l pe Isaia cum scoate în evidență această logică, această așteptare umană universală, vorbind despre scena crucii cu mult timp înainte. Noi, spune Isaia în capitolul 53, noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? Înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că ți întorceai fața de la el. Și noi nu l-am băgat în seamă. Când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel, pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor care o tund. N-a deschis gura deloc. El a fost luat prin apăsare și judecată. Dar, cine din cei de pe vremea lui a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Cine a crezut așa ceva? Se întreabă retoric Isaia. Și răspunsul este evident: Nimeni. Nimeni n-a crezut asta. Dar poate acum nu ne considerăm ca cei din text. Și spunem că suntem urmașii lui Hristos. Afirmăm despre noi că suntem copiii lui Dumnezeu, că suntem răscumpărații lui, mireasa lui. Afirmăm cu tărie că credem într-un Dumnezeu bun, drept și atotputernic care ne iubește ca un tată. Numai că mai devreme sau mai târziu vin momente în care afirmațiile noastre par să se întoarcă împotriva noastră. Vin momente în care ni se întâmplă lucruri lipsite de logică și incompatibile cu ceea ce am înțeles până atunci, circumstanțe care nu au noimă și în care Dumnezeu nu pare să poată fi înțeles. Un accident neașteptat de motocicletă în care îți moare băiatul în floarea vârstei, un cancer care ia viața unei fetițe considerată de toată lumea ca fiind un îngeraș, o boală greu de diagnosticat care te macină continuu și care te poartă pe la toate clinicile din țară și din străinătate, sau poate un divorț dureros și umilitor. Și dintr-o dată ochii lumii se îndreaptă spre tine, ochii trecătorilor, ochii preoților, ochii cărturarilor, a bătrânilor, a toți dau din cap și spun nu era el cel care afirma despre sine că este ocrotit de Dumnezeu și iubit? Nu ne spunea tuturor să ne pocăim și să ne punem în credere în Dumnezeu? Unde este acum Dumnezeul lui? De ce nu l-a protejat de durere? Iar cel pe care tu-l numești Tatăl tău ceresc, nu spune nimic, nici o vorbă, nici un semn. Poate reușești să faci față bat jocurilor celor care te înconjoară, nădăjduind în inima ta că Dumnezeu nu greșește niciodată, că Dumnezeu știe ce se întâmplă și la timpul Lui va interveni. Numai că timpul trece, încet și tăcut. Și în singurătatea în care ai rămas, continui să aștepți. Însă nu se întâmplă nimic. Cel despre care știi că vede în dacă nu intervine public, măcar în taină ție, dacă ți-ar descoperi rostul celor întâmplate. Și pentru că nici acest lucru nu se întâmplă, încep să ai îndoieli. Dumnezeu poate să intervine. Știu acest lucru cei care te înconjoară și o știi și tu. De ce nu intervine? Oare nu-i pasă de mine? Să fie totuși limitat, neputincios și ceea ce părea înainte atât de sigur în mintea ta începe să se clatine. Credința ta începe să fie sfârșiată de confuzie. Într-adevăr, Duhul omului este în stare să reziste unor greutăți enorme dacă circumstanțele au o anumită logică pentru el. Dacă înțelegi rostul sacrificiului, poți să l-accepți. însă lipsa de sens face ca situația dureroasă prin care treci să fie insuportabilă. Și începi să te simți înșelat în așteptări și părăsit. Rostind în tăcere poate aceleași cuvinte pe care le-a rostit Isus Hristos pe cruce. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Pavel, după ce ajunge să înțeleagă taina aceasta, taina crucii, dă un răspuns pe cât de simplu, pe atât de profund. Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine. Unde era Dumnezeu când toată omenirea își bătea joc de Fiul Lui țintuit pe cruce? Unde era Dumnezeu? Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine. Un răspuns care, deși incompatibil cu logica umană, adună în el toată teologia răscumpărării. Deși pe Golgota a avut loc cea mai mare nedreptate săvârșită în univers, crucea este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Crucea și propovăduirea crucii, spune Pavel în 1 Corinteni, este o nebunie pentru cei care sunt pe calea pierzării, dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu. Noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire, iar pentru neamuri este o nebunie. Dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Căci nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât oamenii. Crucea este fereastra prin care putem vedea puțin slava lui Dumnezeu. Putem simți puțin dragostea lui care întrece orice pricepere și putem intui puțin perfecțiunea lui, înțelepciunea lui, măreția lui. Deși astăzi crucea pentru mulți este doar o podoabă placată cu aur și purtată la gât, crucea este strigătul lui Dumnezeu în univers, îndreptat spre ființele umane, prin care a dovedit că le iubește. Hristos nu s-a dat jos de pe cruce, nu pentru că nu putea acest lucru, ci pentru că a dorit să-i mântuiască pe cei care își băteau joc de el. Bănuiesc că în mintea tuturor există acum observația, bine, dar Isus a fost Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unic în istorie. Cum rămâne cu mine? Petru spune în prima sa epistolă, dacă suferiți cu răbdare când ați făcut, ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Și la aceasta ați fost chemați. Fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. La ce am fost chemat? Să sufăr cu răbdare când am făcut ce este bine? La aceasta am fost chemat? Aceasta e chemarea Evangheliei? Dragii mei, dacă ar fi după mine, eu v-aș chema la Hristos ca să aveți parte de fericire și de împlinire, nu de suferință nedreaptă. Vrem să avem un botez în luna martie și aș dori să vă spun, să pot să vă spun, Că dacă vă treceți numele în această carte și dacă încheiați legământ cu Domnul în apa botezului, veți scăpa de toate bolile, vi se vor rezolva toate problemele financiare. Veți avea doar copiii cu minți și sănătoși. Și pe deasupra, toate relațiile voastre vor fi armonioase. Dacă ar fi după mine, poate la asta v chema. Însă Petru ne spune că suntem chemați la altceva. Suntem chemați să călcăm pe urmele lui Hristos, care a suferit cu răbdare, deși a făcut doar ce este bine. Care, continuă Petru în continuare mai departe, când era batjocorit, nu răspundea cu bajocuri și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. Și să nu uităm, Petru este cel care atunci când Isus încearcă să-i dezvăluie scena crucii, condus de aceeași logică, a spus, să te ferească Dumnezeu, Doamne! Să nu ți se întâmple așa ceva. Ceea ce spui este fără noimă. Este incompatibil cu ceea ce credem noi despre tine și cu ceea ce așteptăm noi de la tine. Însă îl vedem acum pe Petru trecând de la această logică la afirmația El a purtat păcatele noastre în trupul său, pe lemn. El a purtat păcatele noastre în trupul său. Pele. Ce schimbare de paradigmă. Dar Petru nu schimbă paradigma doar în dreptul lui Isus, ci și în dreptul urmașilor lui Isus. Chemarea de a suferi în tăcere bat jocura, umilința nu este numai pentru Isus ci și pentru noi. Hristos v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. Astfel, dar, spune Petru în concluzie, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire, înarmați-vă și voi cu o altă paradigmă, Cuvântul în vă sugerează cel puțin două lucruri. Pe de o parte, în vă cu acest fel de gândire, presupune o pregătire a minții noastre, o reașezare a cunoștințelor noastre, o gândire nouă în care logica urmană, logica urmană s-ar putea să nu ne ajute prea mult. Și această schimbare de paradigmă este posibilă, spune Petru, pentru că Hristos a pătimit în trup și ne-a lăsat o pildă, ne-a lăsat un exemplu. Hristos nu ne-a lăsat o filozofie care poate explica lucrurile dificile, o teorie despre durere și suferință. El ne-a lăsat o pildă vie. El, spune Pavel, este acela care în zilele sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. A învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Aceasta e pilda lui. Pe de altă parte, înarmați-vă cu același fel de gândire, sugerează că doar o astfel de gândire ne poate ajuta să facem față situației. Doar o astfel de gândire poate fi folosită ca o armă când ni se întâmplă lucruri lipsite de logică și incompatibile cu înțelegerea noastră. Revenind acum la textul nostru, înțelegem azi că, în realitate, pe cruce era locul tuturor celor care își băteau joc de Isus. El era singurul care nu merita moartea pe cruce. Toți ceilalți meritau să fie pe cruce. Dar nu numai ei, ci și noi. Pe cruce era și locul nostru. Însă Refuzând să se cruțe pe sine însuși, refuzând să se dea jos de pe cruce și, ac și acceptând cele mai atroce suferințe pe care putea să le provoace, Hristos ne dă speranța că Dumnezeu poate transforma în același mod și suferințele pe care fiecare dintre noi. Suntem chemați să le îndurăm. Datorită morții și învierii lui, putem avea încredere că nicio încercare, cum ar fi boala, divorțul, lipsa locului de muncă, falimentul sau pierderea unei persoane dragi, nicio încercare nu este în afara zonei de acțiune a puterii transformatoare a lui Dumnezeu. Am dorit în această dimineață ca privind la scena crucii să înțelegem modul de gândire a contemporanilor lui Isus, să înțelegem așteptarea lor și să ne identificăm cu ea, dacă este cazul. Dar în același timp am dorit să înțelegem că există și un alt mod de a vedea lucrurile, că suntem chemați să ne înarmăm cu felul de gândire care l-a călăuzit pe Isus și suntem chemați să călcăm pe urmele Lui. Nu știu dacă ați observat că am, citit, am citat selectiv textul din Isaia 53. Am citat doar porțiunile de text care vorbeau des, despre așteptarea noastră, despre logica noastră cu privire la cruce aș dori acum să citesc și partea de text care vorbește despre logica lui Dumnezeu, despre scopul crucii în planul său. Totuși, spune Isaia, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. El era străpuns pentru păcatele noastre zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el. Prin rănile lui suntem temăduiți. Dar Isaia nu se rezumă doar la a ne prezenta care este scopul crucii. El continuă să ne vorbească spre sfârșitul capitolului 53 despre rezultatul crucii. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Dar, după ce își va da viață ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași. Va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Prin cunoștința lui, Robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiuirilor lor. Acesta este scopul crucii și rezultatul crucii. Însă, bat jocura și suferința nedreaptă chiar dacă nu o înțelegem pe deplin, poate avea semnificație și în dreptul nostru. Cu o singură condiție. Să ne schimbăm paradigma. Adică să considerăm suferința nedreaptă drept parte a crucii pe care o purtăm urmândul pe Hristos. Dumnezeu să ne ajute pe toți să ne înarmăm cu felul Lui de gândire. Și pentru că cântarea drumul slavei adună excelent în ea ideile pe care le-ați ascultat, aș dori să mai o cântăm încă o dată și sper să nu vă iau prin surprindere.